Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio. Salutări tuturor! Ne uităm ce se întâmplă în Republica Moldova, fragmente de rachetă găsite pe teritoriul Moldovei în apropierea graniței cu Ucraina, în raionul Briceni. Zona, spun autoritățile, a fost izolată, sunt mai multe echipaje acolo, geniștii merg acolo, transmite Ministerul Apărării Moldovean. Moldelectrica anunță perturbații în sistemul energetic care ar putea duce la posibile deconectări, iar Natalia Gavrilița, premierul Republicii Moldova, transmitea în felul următor: depunem toate eforturile să ținem situația sub control și să nu admitem riscuri pentru oamenii noștri. Potrivit Europa FM, aproape jumătate din Kiev a rămas fără curent electric în urma atacurilor intense ale Rusiei de astăzi, atacuri asupra Ucrainei, iar sirenele sună în aproape toată țara. Așadar, fragmente de rachetă găsite pe teritoriul Republicii Moldova, iar în studioul Europa FM, în Piața Victoriei, este ambasadorul Republicii Moldova în România, domnul Victor Chirilă. Domnule ambasador, bună seara, mulțumim foarte mult pentru prezență. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Ce se întâmplă în Republica Moldova? Ce informații aveți dumneavoastră? Ce e cu această rachetă? Ce proveniență are această rachetă? Bine că a căzut într-o livadă, căci putea să cadă peste oameni. Bine, ce pot să spun eu este că Republica Moldova nu are astfel de rachete și nici regiunea Transnistriană nu are astfel de rachete, deci în prezent se analizează, sunt experții acolo pe teren, Ministerul Apărării, este Poliția de Frontieră, alte instituții care analizează. Deci, sigur, nu este din Republica Moldova, acest lucru pot să spun, dar verdictul final îl vor da experții și autoritățile de la Chișinău. Sunt șanse mari să fie o rachetă care să vină, să fi căzut în urma bombardamentelor rusești asupra Ucrainei? Am mai avut astfel de incidente, deci e posibil, totul e posibil, deci fără îndoială. Acum câteva săptămâni s-a întâmplat exact același lucru, a fost mai tragic, a fost și explozie. De această dată se pare că nu a fost așa ceva, dar da, e posibil să fie trasă din, știm noi de unde, deci, de Federația Rusă, deci asta, dar acum, verdictul final, repet, vor spune autoritățile. Spunea premierul Republicii Moldova, depunem toate eforturile să ținem situația sub control și să nu admitem riscuri pentru oamenii noștri. În momentul acesta e vreun risc, domnule ambasador? E vreun riscurile risc sunt multiple. Ca situația să scape de sub control în Republica Moldova? Autoritățile noastre fac tot posibilul ca situația să rămână stabilă și timp de 10 luni de când este acest război, autoritățile au reușit, au făcut tot ce este necesar pentru a menține stabilitatea economică, socială, să asigure protecția pentru refugiații care vin din Ucraina, să asigure securitatea energetică, care nu este deloc ușor de făcut. Deci, autoritățile controlează situația din Republica Moldova. Deci, riscuri eminente pentru destabilizare majoră în Republica Moldova nu există. Deci, există riscuri, într-adevăr. În primul rând, marele risc este acest șantaj energetic pe care Federația Rusă îl exersează prin rachetele sale în Ucraina, care ne afectează și pe noi. Evident, am văzut acest lucru prin rachetele care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova anterior, prin panele de curent pe care le-am avut acum două săptămâni, anume din cauza bombardamentelor cu rachete din Ucraina, care au afectat sistemul electric al Ucrainei și, prin consecință, și sistemul nostru electric. Pentru că în momentul în care se creează dezechilibre și în sistem, acest lucru, evident, ne afectează și pe noi, având în vedere că energia electrică pe care noi o importăm din România vine prin Ucraina sau prin regiunea Transnistriană. Ori sistemele noastre sunt interconectate. Dacă racheta e din Rusia și a ajuns în Republica Moldova în urma bombardamentelor intense de astăzi asupra Ucrainei, ce s-ar putea face? Că nu e prima oară când se întâmplă asta, iar războiul continuă. Nu e ca și cum se termină mâine și nu o să mai avem astfel de incidente.
Sigur că vom atrage atenția comunității europene, vom lua măsurile diplomatice necesare, dar nu ne vom limita la acest lucru. Deja suntem în discuții cu partenerii noștri din Occident pentru a ne ajuta să consolidăm sistemul nostru de antirachetă, antiaerian, să fim în măsură să facem față unor astfel de incidente în viitor. Deci vom consolida apărarea noastră antiaeriană în viitor. Capacitățile vor fi exclusiv defensive, deci acest lucru va fi o prioritate pentru anul viitor. Vedeți riscul acesta, domnule ambasador, să se extindă războiul în Republica Moldova și astfel de incidente, de fapt, să fie așa niște tatonări, niște mici amenințări? Noi vedem consecințele acestui război, ne afectează foarte, foarte dur. Mă refer la securitatea noastră economică, securitatea noastră energetică. Vedem și că și sistemul nostru, neutralitatea noastră este încălcată de Federația Rusă prin survolul rachetelor care au fost lansate pe teritoriul ucrainean, dar au survolat spațiul nostru aerian, de asemenea și rachete în care au căzut pe teritoriul. Deci acest lucru denotă încă o dată că Federația Rusă nu respectă statutul nostru de neutralitate și evident că acest fapt ne îngrijorează. Ne îngrijorează și vom lua măsurile necesare pentru a ne consolida apărarea defensivă și, de asemenea, de a asigura și respectarea statutului nostru de neutralitate. Cum sunt moldovenii, domnule ambasador? Cum e în Republica Moldova la ora la care noi vorbim acum? Cum e să ai războiul acolo? Moldovenii, cetățenii noștri, suferă, deci simt destul de greu aceste consecințele acestui război. Energia electrică a crescut de 4 ori, prețul la energie electrică a crescut de 4 ori. La gazele naturale pe care le importăm de 7 ori, vă dați seama, pensiile și salariile noastre sunt de câteva ori mai mici decât salariile și pensiile din România. Ori acesta, inflația datorită acestor scumpiri de prețuri este de peste 34% și acest lucru se reflectă în economiile pe care le au cetățenii noștri. Deci plătesc facturi enorme la energie, la utilități. Desigur că nu sunt încântați, dar în același timp majoritatea lor înțeleg riscurile situației și nu se lasă manipulați de mesaje de destabilizatoare al unor forțe politice din Republica Moldova. Deci ei sunt conștienți de riscurile și mizele actualei situației și bineînțeles că nu se vor lăsa manipulați așa cum își doresc unii din exterior. Cât de mare e forța aceasta politică destabilizatoare în Republica Moldova și care vrea să creeze haos, care poate își dorește război și în Republica Moldova? Sunt forțe politice prorusești care, desigur, că speculează pe aceste probleme pe care le avem acum. Există și o parte a societății care mereu este destul de receptivă la mesajele care vin din Federația Rusă, indiferent ce se va întâmpla în Republica Moldova sau în regiune, vor da dreptate mesajelor care vin de la Moscova și în special de la președintele Vladimir Putin. De ce credeți că o fac? Sunt plini în continuare sunt nostalgici după alte vremuri, în continuare sunt nemulțumiți de schimbarea statutului lor social în Republica Moldova. În timpul Uniunii Sovietice, anumite pături sociale erau privilegiate. Și acest lucru s-a schimbat după independența și cu regret deși nu au putut să se integreze în noile realități, să accepte că ei sunt egali cu ceilalți din cetățeni din Republica Moldova, care sunt majoritari. Și acestea sunt românii și moldoveni, care în perioada sovietică au fost desconsiderați, considerați din cetățeni de alt nivel, de altă factură, deci acum noi toți trebuie să fim egali în statul Republica Moldova. Ori dânșii nu au acceptat această nouă schimbare de repere, să-i spunem. Și și-ar dori să vină Vladimir Putin acolo ca să o ducă din nou bine. Desigur, ei își văd viitorul alături de Federația Rusă, împreună cu Federația Rusă, în alianță, împreună cu Putin, își văd prosperitatea
Ce, indiferent ce s-ar întâmpla nici în regiune. Lucrurile s-au demonstrat nu o singură dată. Cam care ar fi procentul celor care îl vor pe Putin în Moldova? Cred că 20% din populația noastră în continuare sunt nostalgici după vremurile când Federația Rusă era fratele mai mare și ne dicta ce trebuie să facem noi în Republica noastră, cum ar trebui să trăim, care ar trebui să ne fie aliații, partenerii, care ar trebui să ne fie valorile, principiile, deci da. Și când văd ce se întâmplă acum în Ucraina și că din cauza războiului Republica Moldova suferă și ea, Cu regret trebuie să constat că nici aceste realități și nici aceste imagini care vin din Ucraina pe unii nu le schimbă viziunile și înțelegerea realităților. Pene de curent, așa cum am avut acum vreo două săptămâni, o să fie în Republica Moldova iarna asta, o să continue? Bine, noi ne așteptăm la diferite situații, sigur. Eu nu pot spune nu vor fi sau nu vor fi. La ce autoritățile, de exemplu, fac tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple. Chiar astăzi a fost stația electrică de la Cuciurgan și a început activitatea, ne va furniza energie electrică. Deci, să sperăm că securitatea sistemului nostru energetic, electric din Republica Moldova va fi consolidată și nu vom fi susceptibili la atacurile sau la consecințele atacurilor cu rachete din Ucraina. Centrala... Sau mai puțin vom fi, pentru că și astăzi, bine, au fost acele atacuri, acele bombardamente și chiar dacă suntem... stația de la Cuciurgan, electrică de la Cuciurgan a început să funcționeze, în continuare am văzut dezechilibre de tensiune în sistem. Deci, am menționat anterior că împreună cu Ucraina noi facem parte, sistemele noastre sunt interconectate. Deci nu putem exclude totalmente aceste șocuri electrice în urma acestor atacuri. Și care, desigur, că afectează sistemul nostru de... din electric din Republica Moldova. Centrala termoelectrică care este în Transnistria, nu? Și care redusese livrarea. Termoelectrică din Cuciurgan n-a redus, a stopat. A stopat. A stopat. Dar acum zilele acestea s-a ajuns la o înțelegere. Deci, parte din gazul pe care ne-l furniza Federația Rusă sau ceea ce mai furniza Federația Rusă prin Gazprom urmează să fie livrat regiunii transnistriene, iar regiunea transnistriană ne va furniza energie electrică. Dar ar putea stopa din nou livrarea de energie electrică, nu? A, bine, s-a semnat o înțelegere, înțeleg, s-a ajuns la o înțelegere, nu știu dacă s-a semnat, care este forma, dar s-a ajuns la o înțelegere pe 4 luni, deci există o înțelegere care ar trebui să fie respectată. Piața Victoriei la Europa FM. Studioul Europa FM este ambasadorul Republicii Moldova în România, domnul Victor Chirilă. Vorbea mai devreme despre faptul că fragmente de rachetă au fost găsite pe teritoriul Republicii Moldova, în apropierea graniței cu Ucraina, în raionul Briceni, iar zona a fost izolată de autorități și geniștii sunt acolo, transmite Ministerul Apărării, pentru a verifica proveniența acestei rachete. A căzut într-o livadă. Nu sunt victime, cel puțin nu din informațiile pe care le avem. Transmit autoritățile moldovene că vor reveni cu detalii pe măsură ce ancheta va continua acolo. Domnule ambasador, România a început exportul de gaze către Republica Moldova prin conducta Iași-Ungheni. Este o premieră. Întrebarea este, această rută alternativă va asigura independența energetică a Moldovei față de gazele rusești? Nu este o premieră, pentru că anul trecut, într-un moment foarte dificil pentru securitatea noastră energetică, România ne-a furnizat o anumită cantitate de gaz natural pentru a menține echilibrul necesar atunci când Federația Rusă a redus cu 30% livrările de gaze naturale. S-a întâmplat acest lucru în noiembrie 2021. Acum vorbim de livrări deja pentru o perioadă mai lungă. S-a început cu livrările de 1 milion de metri cubi de gaze naturale pe zi. Deci, vedem,
ne va asigura, sigur că suntem, ne asigură deja o anumită stabilitate, chiar dacă prețurile la gazul naturale care le importăm din Uniunea Europeană, le cumpărăm și le importăm din Uniunea Europeană, din Grecia sau din România, este mult mai mare. Dar, având în vedere contextul, este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a ne asigura stabilitatea și securitatea energetică. Este o premieră în sensul care deja folosim două rute de import a gazelor naturale. Iași, Ungheni, Chișinău și, de asemenea, ruta transbalcanică în sens revers. Transbalcanică, care trece de la Isaccea pe teritoriul Ucrainei și apoi pe teritoriul Republicii Moldova, și spun revers pentru că în perioada Uniunii Sovietice acest gazul natural exportat din Uniunea Sovietică ajungea pe această conductă transbalcanică în România, în Bulgaria și în alte state balcanice. Acum, deoarece această conductă nu mai este folosită, ea a fost naționalizată de Ucraina, o parte de România, Bulgaria, și se folosește în sens revers, în sensul în care se importă datorită interconexiunii care a fost construită în această vară între Bulgaria și Grecia, putem importa gaz natural din LNG din Grecia, dar de asemenea și din Turcia în viitor. Gaz natural pe care noi sperăm să-l cumpărăm în Azerbaijan și să-l aducem inclusiv prin conducta transbalcanică în Republica Moldova. Dacă v-ar veni doar din România gaz, v-ar fi suficient? Înțelegem că cel puțin din asigurările pe care le-am primit nu o singură dată de la autoritățile României, că în depozitele României a fost stocat și gaz pentru Republica Moldova. Deci acele rezerve care s-au făcut de peste 3 miliarde de cub de metri de gaze, în acel volum se găsesc și gaze naturale destinate pentru Republica Moldova. Deci, sigur, nu ne va ajunge, va trebui să cumpărăm și pe alte piețe. Deci, gazul din România nu este suficient, deci, la etapa actuală. Dar gazul, de exemplu, care se aduce în prezent, o parte din gazul care îl aducem în prezent prin conducta transbalcanică, este cumpărată, de exemplu, în Grecia. Și energie electrică? Și energie electrică, bine, România până astăzi ne-a furnizat peste 80% aproape 90% din energia electrică de care noi aveam nevoie, în condițiile în care centrala termoelectrică de la Cuciurgan nu funcționa, deci și-a asistat livrările de energie electrică pe malul drept al Nistrului. Și acum primim și de acolo. Și acum primim și din regiunea transnistreană, dar și din România. Se pune problema să stea în frig, să stea fără gaz, fără curent electric Moldovenii? Deocamdată am evitat acest lucru. Problema este prețul. Prețul care bate foarte dur la buzunarul oricărui cetățean al Republicii Moldova și mai ales la buzunarul pătrilor vulnerabile, pensionarii, deci, profesorii, etc. Deci cei care au salarii foarte mici, să spunem așa, sau insuficiente. Adică există riscul ca oamenii să nu își poată plăti facturile? Există acest risc, dar cel puțin până în decembrie, datele arată că cetățenii și-au plătit 90 și ceva, mai mult de 90% din consumatorii casnici și-au achitat facturile la energie și la încălzire și la alte utilități. Deci se vede, cetățenii înțeleg mizele situației. Care ar fi scenariul cel mai rău pentru iarna aceasta și care sunt așteptările pozitive? Cel mai rău scenariu este să nu avem gaze naturale suficiente pentru a asigura încălzirea, de exemplu, orașelor mari. Pentru că, bine, satele se încălzesc și cu lemne și cu cărbune. La Chișinău este mai greu lucrul acesta. Deci avem nevoie de gaze naturale și de păcură pentru a livra căldură consumatorilor din Chișinău, din Bălți și alte orășele.
Și, de asemenea, avem nevoie de energie electrică. Atâta timp cât funcționează această, va funcționa această înțelegere cu regiunea transnistriană, cu administrația de acolo, cred că există o anumită siguranță. Da. Chiar dacă această înțelegere nu este univoc acceptată de, în societatea noastră, există și anumite critici, bine, dar eu cred că timpul va arăta cine are dreptate, cine nu. Le transmitem ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct cu noi. În studioul Europa FM este ambasadorul Republicii Moldova în România, domnul Victor Chirilă. Vorbim despre cum vor trece iarna aceasta moldovenii, cum vor trece de iarnă moldovenii, firește că ne uităm și la cum trecem noi de această iarnă. Ne întrebăm dacă trăiesc cu spaimă, având în vedere că sunt acolo, tocmai ce vorbeam, că fragmente de rachetă au fost găsite pe teritoriul moldovean în apropierea graniței cu Ucraina. Discutăm imediat și despre declarația făcută de liderul PSD Marcel Ciolacu, cel care spunea pentru RTV, mi-aș dori ca România să se unească cu Republica Moldova, nu poți să lași o țară pradă din nou Rusiei. Ar fi posibil? Ar fi de dorit? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Domnul Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București, este în studioul Europa FM. Domnule ambasador, v-a surprins declarația asta făcută de domnul Ciolacu în acest context și atât de peșleau? Dom'le, mi-aș dori această unire, nu putem să lăsăm Republica Moldova din nou pradă Rusiei. Și ar trebui să aibă loc referendum în ambele țări, ca să stabilim o dată. Bine, nu este ceva nou. Deci am mai auzit astfel de declarații în România, nu este nimic surprinzător. Toată elita politică din România, mă refer la elita politică rațională și care e pragmatică și care înțelege foarte bine situația, își dorește ca Republica Moldova să fie împreună cu România în Uniunea Europeană. Deci, de fapt, acesta este mesajul domnului Ciolacu și nu doar al domnului Ciolacu, și la președinție și la guvern, toată lumea, toți actorii importanți din România, partidele politice cele mai importante și credibile din România, își doresc ca Republica Moldova să fie ajutată ca procesul de regăsire împreună cu România în Uniunea Europeană să parcurgă cât mai, cât mai ușor dura. Și cât mai rapid. Poate 10 ani, poate 20 de ani, dacă s-ar uni cu România, ar fi mai simplu. Eu cred că timpul care urmează va fi mult mai scurt. Noi am făcut în nouă luni un salt pe care nu ne imaginam că îl vom face în câțiva ani, deci în 5-6 ani. Și în câți ani? L-am făcut în câteva luni. În câți ani ar putea fi Republica Moldova? Bine, unii spun că contextul războiului... Bine, contextul a deschis o oportunitate, dar oportunitatea a fost valorificată de cetățenii Republicii Moldova, care au dat dovadă de empatie, solidaritate cu refugiații din Ucraina și nu doar cu refugiații din Ucraina, dar cu întreaga Europa, care a fost asaltată de acest barbarism venit dinspre Federația Rusă. În câți ani ar putea fi în Uniunea Europeană? De ceea ce vreau să spun, că nu aduce anul cât aduce ziua și clipa. Deci eu cred că vor apărea noi oportunități de a accelera acest parcurs de integrare europeană și de aderare la Uniunea Europeană. Mai puțin de 10 ani. Eu cred că în maxim, într-o perioadă previzibilă, să-i spunem așa, nu vreau să dau termene, dar într-o perioadă previzibilă, Republica Moldova va fi membra Uniunii Europene. Dar mai puțin de 10 ani. Deci într-o perioadă foarte previzibilă și, credeți-mă, eu cred că... Eu sunt optimist prin natură, dar sunt un optimist pragmatic și realist. Există interesul, așa cum a menționat și domnul Ciolacu, de a nu lăsa Republica Moldova pradă dincolo de lumea democratică, să-i spunem, pradă unor noi impulsuri imperialiste. Ni se alătură și ascultătorii Europa FM. Bună seara! Bună seara, bună seara! Robert mă numesc. Te salutăm, Robert! Mă bucur că aveți un invitat atât de
deosebit. Excelența sa, ambasadorul statului soră al României, este un... Ce doriți să-l întrebați pe domnul Chirilă? Mulțumim pentru că sunteți cu noi. Aș vrea să-l întreb din punct de vedere al demografiei Moldovei, care, ce am zis în ultima vreme, este o demografie în picaj. Foarte mulți tineri pleacă și rămân bugetarii și o pătură de pensionari. Crede că există o fezabilitate a statului moldoven în următorii 50 de ani în condițiile acestei demografii? Mulțumim tare mult pentru întrebare. Ce credeți, domnule ambasador? Bine, aceste realități demografice sunt specifice și pentru România și vedem în ultimii, de exemplu, în ultimii ani că unii tineri se mai întorc și în România. Au apărut oportunități pentru că s-au investit datorită Uniunii Europene, datorită faptului că se află în Alianța Nord-Atlantică, care a asigurat securitatea necesară pentru investiții. Prosperitatea României a crescut, în special în orașele mari. Există mult mai multe oportunități pentru investiții, pentru afirmare, pentru deschiderea unor afaceri. Și vedem că mulți tineri preferă să rămână în România sau revină în România. Deci același lucru se va întâmpla și în Republica Moldova în momentul în care Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, va fi parte a Uniunii Europene. Deja, datorită statutului de stat candidat la Uniunea Europeană, pe care noi l-am obținut anul acesta, urmează, începând cu anul viitor, să avem acces la multe alte instrumente de finanțare. Inclusiv finanțări mult mai mari în domeniul infrastructurii, susținerii afacerilor, micilor întreprinderilor mici și mijlocii. Deci, eu cred și încrederea investitorilor, bine, există acest război acum care îi descurajează, dar se va termina și acest război și știu că sunt investitori, în special din România, care își doresc să vină în Republica Moldova, pentru că văd oportunități de afaceri, de investiții. Mai mult decât atât, vreau să spun că există o comunitate mare de oameni de afaceri din Republica Moldova stabiliți în România, care n-au renunțat la relațiile lor, chiar dacă s-au stabilit în România, n-au renunțat la relațiile lor cu Republica Moldova. Ei produc acolo, mărfurile le aduc în România și le vând. Deci există o comunitate care mâine se va întoarce în Republica Moldova cu capital mult mai mare, pentru că îl fac aici în România și îl vor investi în România. Și astfel de tineri sunt nu doar în România, astfel de antreprenori. Sunt și la Roma, sunt și la Verona, sunt și în alte, și la Madrid, și la Berlin, sunt oameni și la Paris, sunt oameni și în Irlanda, peste tot în Uniunea Europeană. Sunt tineri care doresc să deschidă afaceri în Republica Moldova, au nevoie de mai multă predictibilitate și acest lucru presupune reforme, în special reforma justiției în Republica Moldova, pentru a le da siguranța că investițiile lor nu vor dispărea, nu se vor evapora la un moment dat. Deci, încet cu încet vom schimba această tendință de demografic, să spun, cel puțin parțial. Mergem din nou la ascultătorii Europa FM. Vă salutăm, bună seara! Dacă ne auziți, bună seara! Bună seara, mă auziți? Perfect, da, vă auzim foarte bine, vă rog! Întrebarea în felul următor. Au fost făcute niște sondaje referitor la unirea Moldovei cu România. Știți rezultatele? Sigur! Alo? Da, vă auzim! Da, zic, știți rezultatele. 70% nu-și doresc unirea cu România. Ajungem în faza în care noi, românii, vrem să alipim Moldova cu forța, ceva de genul cum face Rusia cu Ucraina. Cam așa stau lucrurile. Doar că noi nu o să o facem cu forța militară, încercăm să o facem, știu eu... Și atunci vă întrebați de ce nu doresc, nu, moldovenii, lucrul acesta? Exact. Mulțumim foarte mult. 100% dintre ei nu vor. Cum știu, 20 sau 30% din ucrainieni vor să se unească cu Rusia. Aici să ne punem semne de întrebare. Mulțumim mult. Mulțumim pentru că ați fost cu noi. Bine, eu cunosc altfel de sondaje și altfel de date. Simpatia pentru România a crescut foarte mult în ultimii ani. România este privită ca cel mai important partener al Republicii Moldova. Începând, cred eu, din 2020, chiar în toiul
pandemiei COVID, această percepție s-a schimbat spre bine, pentru că România a fost alături de noi și cu medici, și cu vaccinuri, și cu echipamente, și cu asistență umanitară în timpul crizei, și cu păcură pentru a încălzi orașele noastre, și cu energie electrică. Deci simpatia pentru România a crescut foarte mult. Și, din câte știu, și procentul celor care își doresc din vari considerente, unii din considerente identitare, alții din considerente economice, alții din considerente pentru a se regăsi în Uniunea Europeană, de a fi parte împreună cu România, a crescut la fel. Este mai mult de 30%. Dar credeți că ne-ar fi bine împreună, domnule ambasador? Eu cred că ne va fi bine în interiorul Uniunii Europene împreună, cu siguranță, că vom fi o forță. Vom fi o forță și economică, și politică, regăsindu-ne împreună în Uniunea Europeană. Două state românești vor avea voturi comune în Uniunea Europeană, vor vota împreună, vor avea două state românești care, din punct de vedere economic, vor crea un spațiu economic comun. Deci, va fi o forță economică destul de mare în această regiune. Și prin capitalul intelectual, și prin capitalul financiar și economic, care se va dubla, și prin forța de a decide în instituțiile Uniunii Europene. Deci, cu siguranță, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană înseamnă reîntregirea spațiului economic, cultural, comunitar, să spunem, al statelor noastre, și noi oportunități de a ne promova împreună interesele noastre în Uniunea Europeană. Mai avem 2-3 minute la dispoziție, domnule ambasador. Pe final v-aș întreba așa, foarte simplu, când vă gândiți la poporul dumneavoastră, atât de aproape acum de o zonă tensionată în care mor oameni, ce simțiți? Simțiți teamă pentru moldovenii dumneavoastră? Sigur că, ca orice cetățean din Republica Moldova, sunt îngrijorat, pentru că am și rude, familie, părinți, copii, frate, deci, în Republica Moldova. Sigur că sunt îngrijorat. Acest război să nu se extindă și asupra Republicii Moldova. De aceea eu îi îndemn pe cei care caută soluții așa, în forță, să ne demonstrăm cât de tari sunt, să se mai gândească, să gândească la rece. Suntem într-un context extrem de delicat, extrem de periculos. Și deciziile noastre trebuie calculate în așa fel încât să evităm orice pretext pentru a extinde, pentru a da posibilitatea Federației Ruse să extindă războiul și în alte regiuni, inclusiv în Republica Moldova. Deci pacea, stabilitatea sunt cuvintele cheie ale zilei de astăzi. Moldovenilor care îl vor pe Vladimir Putin acolo la dumneavoastră în țară ca să le fie mai bine, dacă ar fi să le spuneți pe scurt ceva, ce le-ați mai zice? Cum i-ați mai putea convinge? Să se gândească la copiilor. Să se gândească la copiilor și la copiii. Să se gândească la copiii ucraineni care suferă și în același timp să se gândească la copiilor. Deci aceasta le doresc lor foarte mult și îi rog foarte mult să se gândească, pentru că ceea ce fac autoritățile noastre acum este ca să asigure pacea, în special a copiilor noștri, să aibă, să nu alerge în subsoluri pentru a separa de rachete, care Dumnezeu știe de unde sunt lansate. Copii care caută hrană, copii care își caută părinții, copii care fug și sunt fug în pământ, pe pământuri străine, care pierd prieteni, rude, tot. Deci eu nu doresc copiilor noștri această soartă. De aceea
Noi trebuie să facem tot posibilul ca să ne asigurăm securitatea și să evităm războiul. Mulțumesc tare mult, domnule ambasador. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. A fost domnul ambasador Victor Chiril, ambasadorul Republicii Moldova la București. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei la Europa FM.